Sunt direct, doamnelor și domnilor. Într-o lume tot mai conectată la mediul online, să elimini sau să restricționezi cât mai mult posibil informațiile personale de pe internet devine tot mai complicat. Teama legată de furtul de informații personale sau de furtul de identitate îi face pe internauți să caute soluții ca să se protejeze. Și există instrumente gratuite pentru a face acest lucru, doar că nu sunt foarte eficiente, în timp ce aplicațiile cu rezultate foarte bune sunt foarte scumpe. Specialiștii în securitate cibernetică spun însă că cea mai bună metodă de protecție ține chiar de noi înșine. Una dintre cele mai vechi metode de restricționare a accesului la informațiile personale a fost oferită de cei de la Google, însă aceasta vă garantează doar că datele respective nu vor apărea în rezultatul căutărilor pe internet. Acestea vor exista în continuare pe web, pe pagina care le găzduiește, iar contactarea proprietarului pentru ștergerea lor se dovedește uneori foarte dificilă. De aceea se spune că internetul nu uită niciodată. Tot ce s-a postat la un moment dat pe internet va rămâne acolo pentru totdeauna, pentru că sunt companii care investesc foarte mult în aceste backup-uri și în menținerea acestor date pe care le vor folosi la un moment dat când vor avea nevoie. Cum a făcut și Mark Zuckerberg asta cu datele de la Facebook, să fie, să poată să le vadă el, nu mi se pare tocmai ok. Este important ca atunci când vreți să micșorați cantitatea de informații personale oferite site-urilor, să vă creați o altă identitate digitală. Putem să avem un număr de telefon special pe care îl folosim doar pentru cumpărăturile online sau pentru aplicațiile online. Putem să creăm adrese de mail care sunt special create pentru navigarea pe internet. De aceea, de asemenea, este foarte important să folosiți soluții pentru protejarea traficului. Aici vorbim de VPN și de antivirus și să fiți foarte atenți la datele pe care le dați aplicațiilor gratuite. De cele mai multe ori, acestea sunt folosite de companiile de marketing pentru a crea așa numitul pattern of life, ceea ce vrea să însemne comportamentul unui utilizator pe internet, care sunt hobby-urile lui, care sunt lucrurile de care este interesat. Orice produs, orice aplicație este gratuită, de fapt tu ești produsul, pentru că datele pe care tu le dai, comportamentul tău, sunt extrem de valoroase pentru aceste companii. Există la aceste companii de social media, există ceea ce se numește ingineri de atenție. Acești ingineri în permanență vor căuta metode cum să-l țină pe utilizator cât mai angrenat, cât mai dependent de aplicații, inclusiv sunetul de la notificări este ceva care este foarte bine studiat, astfel încât utilizatorul să fie cât mai dependent pe o perioadă cât mai lungă. Când vorbesc cu un prieten despre un anumit produs și după aia primesc reclame exact despre produsul despre care am vorbit, nu este o chestie chiar bucurătoare pentru mine. Cred că ar trebui aceste date să fie protejate printr-un cadru legislativ bine stabilit. Este important de reținut că nu există o modalitate garantată de a elimina complet prezența de pe internet, dar unele dintre metode pot ajuta să minimizați expunerea online.